Zilnic, sute de șomeri bat drumul până la agenția de ocupare a forței de muncă. Fie își vizează carnetul de șomer, fie își caută un nou job. Am rămas în șomaj din luna mai de la vagoane și speranțe de găsirea unui loc de muncă e, să zicem, nu știu. Al loc la vârsta mea unde să mai găsesc? La 57 de ani să mai găsești un loc de muncă foarte greu. La finalul acestei luni li se vor alătura alte 300 de persoane. Se vor face disponibilizări în principal la firmele de construcții. Avem cu certitudine un număr de 3 proiecte de concediere colectivă pe care le-am primit de la 3 agenți economici din județul nostru. În total, aproximativ 300 de persoane urmează să-și piardă locurile de muncă în perioada următoare. Dorim să facem mențiunea că aceste cifre sunt cifre maxime. Urmează ca în zilele următoare, în perioada următoare, împreună cu sindicatele, patronatele, să mai poarte discuții pentru a încerca să diminueze acest număr. Săptămâna trecută la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost declarate aproximativ 21 de locuri de muncă vacante.